face gălăgie de dimineață? Iarăși tu, Ionuț! Uf! Ca de obicei, te trezești primul și trezești pe ceilalți! Am zis eu că este cel mai matinal! Uf! Hai că ne trezim și noi! Trezirea! Ce e, Ionuț? Bine că a luat găreată. Nu facem un deal pe jos. Să te ajut, Nicea? Da, te rog. Tot în challenge-ul cu mașina, ne-au scris că la on este deschis. Deci apăsăm pe on. Să mă șterg repede. Apa este rece. Mami, ceva mâncare avem? Da, mi-este foame. Da, sigur, micul dejun cu iaurt proaspăt. Haideți, veniți la masă. Ieri nu am reușit să aranjez florile, de aceea o voi face astăzi. Le voi pune în prejurul piscinei. Una aici, alta în partea aceasta și le voi pune așa. Prima mănâncă domnișoarele, cele mici. Așa, foarte bună, Mihaela. Așa. Nu prea îi place? Îi place. Mihaela, îți place? Da. Îți place? E gustos și delicios. Iar noi, băieții, ca să ne facem un pic poză de mâncare, ne jucăm fotbal. Hai, cine e primul? Gol! Da, e gol. Iar eu mă dau pe skate! Salut, Mihaela! Eu plec mai departe! Ține, Ionuț! Și Matei! Poftă bună! Hei, și pentru voi am adus! Da. Să mâncăm în sfârșit. Vreau să mănânc și eu. Și de mult n-am mâncat. Iar acum provocare pentru mami și tati. Să vedem cine din ei ne cunoaște cel mai bine. Tati, ia loc! Aici va fi tronul tău! Ei, dacă zici că e tron, cu siguranță o să-mi placă challenge-ul vostru. Tati, va trebui să răspunzi la niște întrebări legate de noi. Dar dacă nu știi răspunsul, vei primi un balon cu apă drept în cap! Sau unde nimerim noi? Mami, nu râde! Următoarea vei fi tu! Dar eu știu răspunsul la orice întrebare legată de voi! Mami, nu știe nimeni mai bine răspunsul despre copiii lor decât tații! Ba nu, te greșești amarnic! Mămicile știu tot! Ce, Mircea, wow! Să te ajut? Primul balon! Să-l înfli cât mai mult și cât mai multă apă să aibă! Da, da! Să-l stropim bine pe tati! Eu zic că mai trebuie apă! Nu vă grăbiți să umpliți baloanele cu apă, căci nu veți avea nevoie de ele! Pentru mami, cred că va trebui dublu! Tati, fii atent la prima întrebare! Câți abonați eu am pe canalul meu? Oh, nici eu nu știu câți sunt de Mircea Melimi! Ultima dată țin minte că Mircea avea 300.000 de abonați, dar... Nu mai țin minte câți are acum! Nu am fost atent! Trebuia să mă pregătesc înainte de a mă așeza pe scaunul ăsta! Dar eu știu, canalul Mircea Melimi este în locul 5 din toate canalele românești! Eu zic... dar e voie să greșesc cu 10.000? Măcar cu 10.000! Oho, 10.000!
Nu este atât de ușor să-i acumulezi. Bine atunci, hai că le rătunjim la 10.000. Tati, eu zic să-ți dai jos ochelarii. Te așteaptă un balon cu apă. Da, tati. Stați, nu aruncați nimic. Eu zic că Mircea are 320.000. Tati, ai greșit, prinde balonul. Stai, ce-am greșit? Stai să verificăm. Bine, hai că verificăm. Dar eu sunt sigur că tu ai greșit. Mami, verifică de pe telefon. Mircea are 349.000 de abonați. Tati, te-ai greșit cu multe mii. Pregătește-te. Nu cred, eu trebuie să verific. O știu. 350! Cum așa, Mircea? Când ai acumulat încă 50.000? Nici într-o lună! Așa e? Prima dată când mă întristez că aveam prea mulți abonați! Trebuie să te bucuri, tati! Dar dacă îl vei susține pe Mircea, va avea și mai mulți! Mircea, aruncă picioare! Dar ce zic, ești cam departe și nu vei reuși să ajungi la mine. Tati, dă jos ochelarii, să nu ți-i stric. Ți-am spus de la picioare. Data viitoare, cu siguranță, voi ghici la răspuns. Eu să închid ochii. Tati, ești pregătit? Da. 3, 2, 1. Da, am pus jos, mami, cât de-am pus mie cu jos în față! Și mi-au umplut păpucii cu apă! Următoarea întrebare. Da, tati, ai scăpat ușor din prima rundă! Pregătește-te! Întrebarea mea Lizei urmează! Nu, vreau eu următorul! Bine, Matei, abia aștept! Hai zi mai repede întrebarea! Uite la el! Repede vrea el să mă stropească! Dar, Matei, eu știu răspuns la orice întrebare legată de tine. Și de tine la fel, Ionuț. Aha, de fapt, Ionuț a venit să te stropească. Ia privește ce are în mână. Ce înghețată mi-mi place. Oh, dar eu știu. Și eu la fel știu. Hai că răspunsul e simplu. Aici nu ai voie să greșești. Ce înghețată lui place. Rece. Da, rece. Pune-i de care? De care? Nu știu, cred că cu ciocolată. Matila nu iubește foarte mult ciocolatele, dulciurile. Cred că ciocolată. Tati nu a fost atent în challenge-ul 24 de ore mașină. Și voi știți ce înghețată și-a ales Matei? Scrie-ne repede! Într-adevăr, această înghețată este adorată de majoritatea copiilor. Scrie dacă am dreptate! Nu ciocolată, balambangam! Bubblegum! Tati, închide ochii! Deja i-am închis și ochelarii i-am scos! Matei, hai mai aproape! Pentru că el este prea mic să ajungă cu balonul de acolo până la tati! Ai, ce-i acolo așa de greu? Nu s-a spart, nu s-a spart! Am rămas salvat! Tati, nu te bucura! Pentru că vine următoarea întrebare! Din partea mea... Nici nu m-am gândit la așa noroc! Să fie balon cu apă, dar să nu se spargă! Melissa, adresează-i o întrebare să nu mai știi răspunsul, ca să dai cu balonul în el! Mami, știi ce? Las că-ți vine și ție rândul! Melissa, te rog frumos, adresează-mi o întrebare foarte ușoară! Te rog frumos! Tati, nu te îngrijora! Este o întrebare foarte ușoară! Câte materii am avut eu anul trecut la școală? Mulțumesc, Melissa! Cu siguranță știu răspunsul! Acum și număr! Matematica, limba română,
geografia, educația fizică, ceva cu desenul, educația fizică am spus, limba germană și religia. 7! Cât? Asta e aproape jumătate din ce am învățat ea. Comunicarea, abecedarul, ce e acolo? Ce se mai învață în clasa a patra? Parcă astea, încă două. Încă două mai sunt, cel puțin pe care le știu eu. Nu le-ai spus pe toate, tati. Da, tati, mă scuzi, dar eu am avut 12 materii. Tati, pregătește-te! Vine un balon uriaș! 1, 2, 3! Da, tati, se pare că în acest challenge tu vei rămâne cel mai uscat. Melissa, dar oare tu nu intenționat ai făcut așa ca să nu urmezi pe tati? Ce-ai cu tine? Eu vreau să nimerez drept la cap. Așa am vrut și eu, dar baloanele astea zbură unde vreau ele. Gata, sunt salvat. Doar cât picioarele ude. Cât am în papucii mei. Mă trebuie să stau așa cu picioarele cu apă? Nu, tati, vei fi tot ud, pentru că urmează întrebarea mea. Așa? Atunci eu îți voi da întrebare. Bine, hai, te ascult. Tati, deja avem 2 luni de când locuim în casa noastră nouă și la această întrebare suntem curioși să vedem dacă știi răspunsul. Câte băie avem noi în casă? 13! Nu, te-ai grăbit! Alta de fapt era întrebarea! Câte tui avem în curtea noastră? Tui? Stop! Nu le număra! Chiar acum spune răspunsul! Sau închide ochii! Ce întrebare, mami! Deja trebuia să mă întreb și câte fire de gazon avem noi în curte! Tati, nu lungi prea mult! Răspunde la întrebare. Bine, eu zic că sunt 25. Sper, 25. Ha-ha! Balonul e al tău! Să-i pun mai multă apă. Da, poate se sparge la tine mână. Dar eu nu cred până nu văd, până nu număr. Bine, hai să le numărăm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Așa acolo sunt încă vreo 10. 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37. Tati, dar tu nu ai luat în calcul că mai sunt și aici, și lângă piscina cea mică. Așa că în total avem 58 de tui. N-am răspuns corect nici măcar la o întrebare. Aha, și te lăudai că le știi pe toate. Da, ține-te bine de scaun. Hai. Departe, dar un pic mai stropit, un pic așa. Ia să văd. Un pic, dar. Ia puțin. Să vedem acum în runda la mami. Cum va ieși mami de pe acest scaun? Următoarea este mami. Să vedem cât e diversată. Întrebarea mea pentru mami. Ce înălțime am eu? Am voie să mă greșesc cu 10 centimetri. Un centimetru maxim. Mircea nu e o tuie. Vara aceasta nu știu, dar sigur a mai crescut. Eu zic că Mircea are 1,30 m. Da. Greșit! Stai, nu arunca cu balonul. Eu vreau să verific. Verificăm. Mă aranjez la perete să fie cât mai corect. Și picioarele?
Așa, deci de când mai încoace un pic să încapă metrul. Nu cred! 1,31 m. Ai crescut atâta! Dar am scăpat de balonul cu apă! Este! Nu, nu este corect! Tati o să răspundă pentru el! Adică ce vrei să zici, Mircea? Nu ai voie să te greșești nici cu un centimetru! Trebuia să zici exact! Da, Mircea, dar tati a zis că am voie, plus minus un centimetru! Mami, e înălțimea lui Mircea, el decide. Atunci, să lăsăm balonul. Mami, ești pregătită? Pregătită, sper să nu nimerești. Ce mult în perete. 3, 2, 1. Nu, ia mâna de la față. Iar în jos! M-a strupit aici, am primit! Dar în schimb, sunt uscată! Și nici pe păr, și nici pe față! Voi nu știți să nimeri, Mircea! Nu știți să ochești cu un simplu balon! Iuchi! Hai, Matei, aștept întrebarea ta! Câte grade este în piscină? Matei, în piscina cea mică, apa nu știu câte grade are! A mai plouat, a mai fost în arat zilele astea? Nu știu, aproximativ vreo 27-28? Ori 27, ori 28. Da, Mircea, ca să nu greșesc, 27. Cât e acolo discută? Eu deja mă uit în piscină, câte grade sunt. Apa nu e chiar așa de fierbinte cum era zilele astea. Dar să vedem. Avem 32 de grade! Mami, a greșit! Tati, ce e acolo? Așa e că sunt 27 de grade! Așa e, doar că mai târziu un pic. Acum sunt 32! Nu cred, stai să verific! Într-adevăr, sunt 32! Las că mami nu scapă și ea de baloanele cine cu apă. Ce-am făcut o forță lui mami? Ce-a fost asta? Ce-i asta? Copii! Farsă, farsă! Dar tu de ce ești ud? Că n-am luat apă de acolo. Hai, Matei, aruncă! Așa-mi place! Acum se începe! Melissa, ești următoarea! Ce mărime la încălțăminte port eu! Abia aștept să dau cu balonul! Stai puțin, dar diferită încălțăminte, diferită mărime are! De exemplu, Adidas e o mărime, iar sandalele alta! Ok, dacă așa, atunci Adidas e pe care port eu acum! Uf, nu țin minte ce mărime aveau ăștia! 34. Hai că verificăm. Aici scrie 36. Mami, simți? Valuri de apă. Lasă că mi-ajung valurile lui Matei. Hai, Melissa, aruncă. Așa. Abia aștept să te văd cu tot părul ud. Păi cum pot să ieși din piscină uscat? Și cu numărătoarea inversă. La 3, 2, 1. Și... Uuuu! Ce aveți cu mine astăzi? Pantalonii mei sunt ustoți de sus până jos. Am stropit-o pe mami. Poate și tricoul mi l-a udat. Și pantalonii, acum tu. Și chinoții. Așa-mi place! Bine că capul e uscat!
Dar vine ploița. Mami, nu ai răspuns nici la o întrebare, corect? Ultima șansă. Deja întrebarea de la mine. Câte kilograme am eu acum? Asta într-adevăr e o întrebare dificilă. Ultima perioadă tu ai slăbit. Dacă sincer nu știu. Da, nici eu nu aș fi știut să răspund la această întrebare. E foarte simplă. Când ultima oară m-am cântărit, lui mami m-am lăudat. Aha, cu 2 luni în urmă? Hai, mami, nu întinde vorba și dă răspunsul. Așa, tati are, nu întind vorba, 78 de kilogram. Greșit, mami! Balonul și mami, hai! Stai puțin! Melissa, adă-te rog cântarul! Îl aduc eu! Îți demonstrez că ai greșit. Așa și așa. Toti? Nu, tu ai trișat! Ce să trișez, mami? Cântarul arată ceea ce este. Eu descalță-te! Ai urcat cu tot cu papuci! Acum își zice să dezbrac și ochelarii. Așa. Și așa. Mami, te-ai greșit cu 3 kg aproape. Toti, ia mai puțin apă în balon! Da, mami! Ce mai planificați acolo? Traiectoria balonului! Haideți odată! Mami, tu închide ochii și cât mai strâns! Da, închid, dar tu așează-te pe scaun! Ce stai în picioare? Ce faceți, băieți? Nimic! Și? Ia mâna în jos! Nu-i cinstit așa! Da, cu tati! Nu mai să-ți iei mâna jos! Mai bine să-ți iei pe față! Acum o întrebare pentru abonații noștri. Dacă nu vreți cumva să fiți stropiți cu o găleată plină cu apă, câți metri are piscina noastră? Piscina aceasta? Este o întrebare simplă, dar nu pentru toți. Doar pentru cei care au fost atenți în videoclipurile noastre.